Un bărbat și-a abuzat sexual fiica minoră timp de 6 ani și nimeni nu a știut. S-a întâmplat în Vălenii de Munte, județul Prahova. Totul a ieșit la iveală abia acum, după ce un preot le-a spus polițiștilor ce s-a întâmplat. La scurt timp, oamenii legii l-au reținut pe bărbat, inginer de profesie. Colega mea, Elisa Baizat, a urmărit acest caz înfiorător și vine acum cu cele mai noi informații. Elisa, te ascultăm. Bună ziua! Totul s-a petrecut în Prahova, la Vălenii de Munte. Bărbatul a fost reținut de către polițiști în urma acuzațiilor de incest și de act sexual cu un minor. Victima ar fi chiar fiica acestuia. Însă întâmplarea nu este una recentă. Acesta și-ar fi abuzat sexual copila încă de când aceasta nu împlinise 14 ani. Ea în prezent are 20 de ani și este plecată din țară în Germania. Surse din anchetă spun că cel care l-ar fi denunțat pe bărbat ar fi un preot duhovnic și nici de cum victima. Tatăl care și-a obligat fiica să întrețină relații sexuale cu acesta are în prezent 50 de ani. Acesta este inginer, iar surse din anchetă ne spun că acesta ar avea o funcție importantă pentru o firmă din Vălenii de Munte. Cazul a fost preluat de către parchetul de pe lângă judecătoria Vălenii de Munte. Procurorii au cerut instanței arestarea bărbatului pentru 30 de zile. Acesta în prezent locuia cu soția și cu cele două nepoate pe care le avea de la un alt copil. Acum oamenii legii caută să vadă dacă bărbatul avea imagini din timpul actului sexual cu fata lui, iar dacă vor fi găsite probe, cazul va fi cercetat de către DIICOT.